Cumva ne întâlnim cu Gelustan, cu Banatul de altă dată și apoi revenim aici, în sala Teatrului Național, cu orchestra profesionistă Banatul, dirijată de Sebastian Roșca. Vă rog și pe dumneavoastră și pe cei de acasă să ne îndreptăm privirea spre ecran și să urmărim împreună, în liniște. Gelustan, muzician, dirijor sau om de radio? Eu zic că m-ai prezentat foarte bine. Că toate trei le am acum, oricât aș fi de modest, dar ăsta este adevărul. Ai ales un loc, aș spune eu, foarte potrivit. Acest studio este ca o casă a mea. Mi-am petrecut 35 de ani de viață și în acest radio. Acest studio. Da, așa că folclorul mi-a devenit o pasiune. Deci nu numai o meserie. Și sunt deja atâția ani încât folclorul aș putea spune că face parte din mine. Este un lucru de care nu mă mai pot lipsi. Despre folclor adevărat însă. Gelustan a fost ani buni de zile dirijor la ansamblul Banatul din Timișoara. Câți ani exact au fost? 20 de ani, două decenii de viață. Exact, da. Și apoi a avut loc întâlnirea cu Radioul Timișorean, da? Da. Bine, și în timpul cât eram la ansamblul Banatul dirijor, 8 ani am fost și colaborator al studioului de radio Timișoara cu emisiuni de folclor. Medalioane despre instrumente, despre soliște, despre genurile folclorului. Și apoi din 2000 am revenit, aș spune, de data aceasta în radio în totalitate ca redactor, șeful secției muzicale a studioului de radio Timișoara, unde îmi erau cuprinse toate emisiunile muzicale, nu numai folclorul. Aveam emisiuni de muzică religioasă, de muzică corală, de operă, jazz, de romanțe, muzică simfonică. Nu pot să înțeleg pe oamenii care nu gustă folclorul. Realmente nu-i pot înțelege. Unii din snobism, alții poate din necunoaștere. De necunoaștere, că n-au încercat niciodată, dar nu se poate. Atâta varietate, atâta frumusețe, atâta dulceață, atâta expresivitate câte poate să aibă folclorul, nu există. Eram dirijor la ansamblu Banatul. Iată, ne întoarcem la rădăcina. Ce să fac? Sunt atât de legate unele de altele, încât nu le poți despărți. Așa este. Noi acolo am făcut o muncă de cercetare intensă. Și în felul ăsta, soliștii care au fost și vocali și instrumentiști care au făcut parte din ansamblu, au învățat cum trebuie să culeagă un cântec, unde trebuie să meargă, ce să facă când ajung acolo, cum să-l facă, fiindcă făceam echipe în permanență. Echipe care erau cu unul sau doi soliști vocali, cu unul sau doi instrumentiști, cu coregraf,
unul dintre, sau dansator, deci în domeniul coreografiei etnică, aveam și posibilitatea de a aduna și niște pași din zona respectivă și, în general, conduși de mine în partea muzicală și de Miloslav Tatarici în partea coreografică. Am înțeles. Înțelegi? Și în felul ăsta, soliștii învățau cam ce trebuie să facă, îi coordonam. Cum să-l facă pe omul ăla să cânte? Știi ce important este? Câteodată ai în fața ta o comoară care însă nu poți ajungi la ea fiindcă nu-i găsești cheia de a deschide ușa respectivă. Și atunci trebuie să faci anumite mișcări, așa, care sunt de foarte multe feluri, așa, ca omul să primească încredere și dorința de a-și deschide sufletul. Contează ca orchestra să poată să facă corp comun cu interpretul. Eu întotdeauna am mers o idee, deci, iar rolul dirijorului. Există o mișcare foarte curioasă, interesantă, care dacă se realizează, publicul este pătruns de ceea ce se întâmplă în scenă. Totul însă vine de la dirijor. Eu ca dirijor, convins de ceea ce fac, conving orchestra de ceea ce face și orchestra sprijină în totalitate solistul, care m-a convins și pe mine și în felul ăsta a convins și orchestra și de acolo se duce totul în sală. Asta este în mare măsură rolul dirijorului. Thank you.
Thank you.